Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am un super filmuleț pentru voi. Dacă vă place să faceți shopping și mai ales să găsiți produse la preț foarte mic și când zic mic mă refer la 3 lei și respectiv 5 lei, înseamnă că acest filmuleț va fi pe placul vostru. Sunt foarte entuziasmată în legătură cu produsele pe care le-am cumpărat astăzi din Lidl. Da, sunt produse cumpărate din Lidl la preț super mic, la 3 lei, respectiv 5 lei. Chiar am și un produs la 1 leu, dacă nu mă înșel. O să vă arăt pe fiecare cât de repede pot și vreau să vă zic că nu le-am așezat, ci le-am lăsat așa ca un malder de haine sau de produse, fiindcă exact așa le-am găsit. Și voi probabil aveți în litelul vostru câteva cutii cu produse reduse, la 5 lei, 10 lei, 20, 30 de lei. Acelea sunt prețurile. Ei bine, eu de foarte multe ori nu m-am uitat în acele cutii până într-o zi când am trecut și mi-am aruncat o privire. De atunci, de fiecare dată când mă duc prin Lidl, mă uit și în acele cutii, fiindcă sunt produse noi, deși ele sunt răvășite și arată, cum vedeți în mijlocul imaginii mele, sunt produse noi și produse foarte ieftine și chiar se merită să aruncați un ochi și să, să încercați să găsiți și voi ceva pentru voi, pentru copiii voștri sau pur și simplu pentru persoanele dragi. Așa cum fac și eu. Nu uitați dacă vă place acest filmule să-mi dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a fi la curent cu viitoarele postări. Haideți să începem! Vreau să încep prima oară cu această cutie de aici din mijloc cam așa arată, a fost 5 lei, da, ei spun așa că este un organizator pentru interiorul unui cort, da, eu l-am cumpărat, nu am cumpărat unul, am cumpărat două, pentru a l face o bucată, vreau să o fac cadou unor prieteni, dar nu o să o folosesc în interiorul unui cort. Nu obișnuim să plecăm cu cortul atât de des, așa că M-am gândit să-l folosesc în interiorul mașinii. Vreau să vă arăt aici. Aceasta este bucata noastră pe care deja am desfăcut-o. Este cam atât de mare, da? Da, să vedem că aveau aici și niște dimensiuni specificate. 65 pe 45 de centimetri și capacitatea de 5 kg. Are 6 astfel de de locașuri, unde puteți băga diferite produse. Eu m-am gândit că îl vom folosi în mașină. Atunci când plecăm într-o călătorie, de exemplu, pot să pun șervețele umede, apă, creioane, jucării, mâncare, gustări, absolut orice. Are niște uh, catarame, capse, nu știu cum să le spun. Deci cu siguranță vom reuși într-un mod să îl folosim acest... Uh, organizator de cort, să zic așa, dar într-un alt mod, sau pentru interiorul unui șifonier, să spun. Nu știu dacă o să reușesc să desfac a doua cutie doar cu o mână, nu cred că o să reușesc. Voiam doar să vă arăt cum, cum îl găsiți în cutie. Mi se pare foarte, foarte practic. Ok, imediat. Haideți că nu am reușit cu o mână, am încercat cu două. După ce desfacem cutia, găsim această, acest rucsăcel sau punguță, să spun așa. Deci este foarte mic ambalat și foarte drăguț. Deci vedeți, scrie aici că are circa 100 de grame. Este foarte ușor. Spun de asemenea că îți oferă și 3 ani garanție. Se desface, dar nu se desface, pur și simplu se uh, despachetează, să zic așa, pe exterior și ajungeți la varianta pe care o vedeți aici, da? De asemenea, mai e încă un loc aici, deci sunt șapte locuri de depozitare, să spun așa. Acesta a fost primul produs. O să continui pur și simplu la la întâmplare vreau să vă arăt această cutie de depozitare. Ei spun că ar fi pentru gogoși. Eu mă gândesc că poate să fie pentru absolut orice dulce. Da, pentru niște fursecuri, de exemplu. Sau m-am gândit că aș putea pur și simplu să-mi pun bijuterii sau niște... Pă, nu știu. jucării mai mici. Este dintr-o tablă. Sunt fix 3 etaje care se desfac fiecare și mai au și acest capac, da? Acesta a fost de asemenea 5 lei. Îmi place foarte mult și cum este uh, decorat, să zic așa, cu mare înfățișarea. Singura chestie pe care am găsit-o a fost că era puțin îndoit, nici nu mai văd exact unde. Soțul meu a reușit să, să îndrepte acea tablă. Pur și simplu am pins de ea. Da, deci îmi place foarte, foarte mult. Aici mai am uh, ceva cu Peter Pan, să spun așa. Uh, ar trebui să iasă deci un... Uh, să zic că nu mai știu că am și citit... Uh, deci a fost 3 lei, vedeți acolo. Set creativ pentru felinare. Da? Și vedeți exact aici ce include și cum se um, cum se, se asamblează, aveți și instrucțiunile. Acesta vreau să-l fac cadou. Mi s-a părut o idee super, super calume. Interactiv, așa, pentru a fi, a fi folosit de către niște copilași cu părinții, mi s-a părut foarte, foarte ok. La 3 lei. Mai am aici în spate două astfel de foldere, să le spun așa. Sunt destul de mari, ca și dimensiune A3 au un elastic din acesta, în părți. Vedeți, pe o parte are u ceva cu verde, dinozauri și așa mai departe, pe cealaltă parte cu galben și unicorn. A fost 5 lei acest set. Da, și de fapt ce sunt? Sunt niște mape cu elastic pentru închidere uh, sigură. Sunt două bucăți pe set. M-am gândit că în acesta putem să punem uh, cărticele, desene chiar și niște puzzle-uri poate să nu pierdem piesele la fel, unul îl vom păstra pentru noi, unul vom face cadou a fost 5 lei, cred că v-am zis și am luat două de acest fel mai am aici în spate 3 puzzle-uri nu băgați în seamă cutiile, într-adevăr sunt puțin deteriorate dar am verificat și conțin toate piesele sunt puzzle-uri 3D, fiecare a fost 3 lei, vedeți și prețul aici. Pe partea din față spune exact câte piese sunt, în interior găsiți și instrucțiunile și sunt cu uh, câteva uh, locuri destul de, de faimoase din lume. Uh, vedeți aici uh, Big Ben-ul, Notre Dame și turnul Eiffel. Ei bine, dacă vă întrebați pentru cine l-am luat, nu le-am luat pentru copilașul meu care de-abia am plinit 9 luni, deși pe ele vedeți că scrie 8+, adică după 8 ani. Le-am luat pentru mine. Nu am făcut niciodată un puzzle 3D, sunt foarte curioasă cum va ieși. Din câte știu, o să iasă fix o clădire de acest fel în dimensiuni 3D, probabil nu foarte mare, ca și dimensiuni. Sigur, scrie pe aici pe undeva, dar nu am apucat să citesc. Dar sunt curioasă cum este și uh, mai interesat, să zic așa. Le-am cumpărat pur și simplu pentru mine, mine și uh, de-abia aștept să văd cum or să fie. Probabil după ce le voi asambla, voi păstra aceste uh, uh, turnuri obiective turistice pentru cel mic. 3 lei a fost bucata. Mai am aici tot într-o cutie o oglindă. Aceasta a fost parcă 5 lei, da, 5 lei. Este o oglindă ce se pune la duș. Se, uh, vedeți aici și dimensiunile, da? Oglindă exact cum vedeți în poză și aici are un uh, un fel de, nu știu exact cum să vă spun, ceva de prindere, un... Uh, soi de, de, de uh, ventuză, da, ia să vedem exact ce spune, uh, suprafață de oglindă rezistentă la spargere din acril cromat, cu ventuză, exact, pentru fixarea ușoară pe suprafețe netede, precum gresie sau sticlă. Deci îl vom, o vom folosi în baie cel mai probabil. Uh, îmi place că este albă, rama și acesta, această ventuză, deci se poate potrivi cu absolut orice mobilă sau gresia în în baie. Așa. În continuare, nu, mai am încă un produs care nu este, să zic așa, o haină, este un un obiect din silicon, a fost 5 lei. Ei spun că să văd exact, ștergător pentru duș din silicon, pentru o suprafață uscată, fără dungi cu currea și cârlige posibile uh, multiple posibile de agățare da, vedeți și aici în poză, exact cum specifică ei, că ați putea să-l agățați 100% din silicon noi nu avem cabina de duș, dar sincer să fiu, m-am gândit că am putea să încercăm să ștergem oglinda de la baie sau oglinda de la dressing să vedem exact cum se uh, cum se prezintă, dacă nu, probabil o vom face cadou cuiva care are o cabină de duș. Uh, în continuare cred că am doar haine. Mai multe pentru cel mic și îmi face super mare plăcere atunci când găsești ceva pentru el, dar și pentru cei dragi. Uh, cu ce să încep? Voi începe cu acest set de două badiuri. uri Țineți-vă bine pentru că setul acesta de două body a fost doar 3 lei. 3 lei pentru două badiuri, dacă vă vine să credeți. Nu mai spun, de material este foarte bun, foarte moale, din bumbac. Aici sus aveți exact și dimensiunea. Acest set este pentru 74-80 de centimetri, 6-12 luni. Băiețelul meu are acum 9 luni, deci clar îi vor veni foarte bine. Momentan noi suntem în iarnă, nu este chiar zăpada afară, dar cu siguranță nu va purta, de exemplu, badiurile cu mânecă scurtă așa pur și simplu, va avea deasupra un hanorac sau un plovoraș sau o bluză. Dar cel mai bine este să poarte și un body pe dedesubt pentru a nu fi frig atunci când merge de la pe jos, la bortică sau la spate. Sunt foarte drăguțe, unul este gri închis, unul este gri deschis. Uh, și vedeți, au uh, diverse imprimeuri cu dinozauri pe față. Acesta a fost primul set. Mai am încă un set, da, tot la 3 lei, set de 2, aceeași mărime dacă mi-am duc bine aminte, uh, da, 74, 80, 6, 12 luni. Acesta ar merge și de fetiță, poate ar merge și de băiețel, nu neapărat, cred că îl voi face cadou îmi place foarte mult, îmi plac mai ales materialele lor mai am uh, haine de la ei și uh, ne-am înțeles foarte bine sunt elastice, uh, au aici trei capse da, unul este pe gri deschis cu o inimioară celălalt este pe un galben cu un uh, cactus da, doar trei lei setul mai am aici ceva tot pentru bebeluși sinceră să fiu pe acesta nu știu dacă îl voi păstra sau îl voi face cadou, dar am zis că pentru 5 lei nu pot să nu iau două astfel de salopete. Eu așa le spun, dacă vedeți aici în imagine, sunt cu mânecă scurtă și picior din acesta scurt, deci nu sunt lungi. Pentru 62-68, Nu, no, nu ni se mai potrivesc momentan, dar nu am putut să mă abțin. Cam așa arată. Da? unul este pe gri, unul este pe alb și setul a fost de 5 lei de două bucăți eu am, am avut unu, unele, unele salopete de acest fel în vară luate de la H&M și clar luate la reducere prețul a fost de 15 lei pe bucată vedeți aici de asemenea că este 100% bumbac da da, de exemplu, ambalajul acestui produs este destul de deteriorat. Dacă vreau să-l fac cadou, cu siguranță voi înlătura ambalajul. Dar chiar nu mă interesează acest lucru la prețul la care l-am găsit. Cu ce să continuăm? Cu această bluziță pentru colanți am spus eu că mășuța de noapte, cum vreți să o luați. Este albă, are un mesaj foarte drăguț. Create your own happiness by living life to the fullest. Așa, avem aici și o mărime. Da să vedem dacă reușim să focalizăm. Da? 36-38 pentru cineva care poartă S. Ei bine, eu nu port S, așa că și acesta îl voi face cadou unei prietene sau unei nepoțele ok am uitat să vă zic că acela a fost tot 5 lei mai am aici o bustieră din aceasta de tip sport să-i spun așa cu bretele destul de groase da, nu are niciun fel de burete dar uitați ce fel arată și pe dedesubt așa Aici în față vine în X și în spate de asemenea la fel. Vedeți și prețul, 5 lei. Este cu negru și și mov. Ok. Mai am o pereche de pantaloni pentru cel mic, 5 lei. Aceștia i-am luat puțin mai mari. M-am gândit să-i vină, asta este o tama, deci nu are niciun defect, să-i vină în această primăvară. Materialul, cum să spun, este un fel de o combinație, spun eu, între bumbac și in, cumva. Aici are și un elastic, da? Și pe interior, de exemplu, puteți să reglați exact uh, dimensiunea pe care o doriți pentru copilul vostru. Cu buzunare, este blomarin și de asemenea a fost 5 lei. Mai am tot un produs pentru el pentru cel mic sau fiindcă acasă am reușit să să-l desfac, nu am vrut să-l desfac acolo. Acesta l-am găsit chiar la cutie. Arată fix așa. Uh, am văzut că, că este o fetiță în poză, dar nu mi-am dat seama că ar putea să fie pentru o fetiță acest anorat. A fost 3 lei. Este la fel 100% bumbac și uh, Mărimea ar fi bună, 6-12 luni, dar am văzut că are această glugă roz. Deci probabil o voi face ca cadou unei prietene care are o fetiță. Da, cu capse, un material foarte, foarte bun și cu, cu glugă. Ok, ce mai avem aici? Mai am aici, tot pentru bebei, o lenjerie de pat. 60 pe 1,20 m, cu elastic din aceasta de desubt, tot la fel de bumbac și este albă cu bline gri. M-am uitat, nu are absolut nicio ruptură, nicio pată, nimic, este în perfectă, perfectă stare, bineînțeles puțin șifonată, dar oricine își cumpără o lenjerie că o spală și poate o și calcă. Dar de spălat nu mai vorbim. Ok. Aici am produsul de un leu. Este o bandă transparentă ce se pune în partea de jos a ușii. Vedeți aici să nu mai treacă aerul rece sau praful și așa mai departe. Vedeți și dimensiunile. Da. La fel cutia. Vedeți a fost un leu. La fel, cutia, na, putem să spunem că este un pic deteriorată, dar nu avem ce face cu cutia după ce vom scoate produsul. Mai am aici un set foarte drăguț pentru o nepoțică de-a noastră. După cum vedeți, atunci când găsesc aceste produse, nu caut să-mi cumpăr doar pentru mine. Caut să cumpăr produse pe care cred că pot să le fac cadou sau le voi folosi mai târziu sau îi vor veni băiețelului nostru. De exemplu, acest costumaș dintr-un tricou foarte drăguț cu aici în mijloc niște floricele, un tricou alb și o pereche de pantaloni scurți. Setul a fost 5 lei iar ca dimensiune este potrivit pentru o fetiță între 2 și 4 ani. Nepoțica noastră are 3 ani și cu siguranță ei îl vom face cadou. Mai am aici un tricou pentru bărbați de dimensiuni foarte mari. Ce credeți, nici pe acesta nu l-am luat uh, pentru un uh, bărbat de dimensiuni foarte mari, ci pentru mine. Uh, este un tricou blumarin simplu cu 3 năsturei, vedeți aici 4XL. De obicei seara eu dorm în niște rochițe de noapte simple de bumbac în care mă simt foarte confortabil ei bine, acest tricou la 5 lei l-am luat pentru a dormi în el îmi vine exact ca o rochiță așa că îl voi păstra pentru mine l-am probat și mă simt super ok mai am un tricou acesta vreau să-l dau tatălui meu este ca și mărime un XL este super colorat de vară bumbacul de asemenea este foarte, foarte moale foarte bun Prețul a fost 5 lei, nu am putut să mă abțin. Dacă găseam mai multe mărimi, cu siguranță mă gândeam și la alți bărbați cărora aș putea să le fac cadou. Mai am aici o pereche de teneș, Adidas, tot de la ei, tot la 5 lei, aceștia îi sunt mari băiețelului meu, încă nu m-am hotărât dacă îi vom păstra pentru noi sau îi vom face ca cadou altui băiețel. Dar mi-au plăcut foarte mult, mi se pare că sunt foarte bine lucrați. Da, și interiorul, uite cât de bine arată. Și returile sunt curate, nu sunt desfăcuți, juliți, dezlipiți și așa mai departe. Nu le lipsește absolut nimic și am zis că se merită să îi iau. Ok, iar ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt și mă încântă foarte, foarte tare este tot pentru băiețelul meu un sac de dormit Acesta l-am luat la 5 lei da, să vi-l arăt este alb cu dungi gri ca și mărime 6-18 luni deci minim câteva luni bune de acum încolo îl poate folosi da, vedeți, se acoperă aici fermoarul este cu fermoar pe mijloc da, este de bumbac, materialul este unul foarte moale, foarte ok, sunt cea mai, cea mai, fericită că am găsit acest sac de dormit, fiindcă în trecut am mai folosit unul tot de la Lidl, primit cadou de la o prietenă și ne-a plăcut foarte mult. Așa că atunci când am găsit acest sac pentru nou și pentru băiețelul meu m-am bucurat foarte tare. De asemenea se îmbracă foarte ușor, Chiar și atunci când deja a dormit și nu i-am dat sacul pe el, pur și simplu desfaga acest fermoar până jos, îi bag mâne mânecile mâinile și, uh, și trag fermoarul până sus, pe el nu îl deranjează, are destul loc și la mâini și la gât, așa că, că îl va folosi clar în fiecare seară de acum încolo. Da, asta este uh, achiziția mea cea mai depreț să spun așa, mă bucură foarte tare, fiindcă dacă vă uitați la acest videoclip și sunteți și voi mămici, vă recomand să vă interesați despre un astfel de sac de dormit, nu neapărat de la Lidl, deși eu vi le recomand pe acesta. Mi se pare o investiție și o invenție foarte bună și cu siguranță stai fără grijă pe timpul nopții dacă miculțul tău este învelit sau... Nu știu, poate să nu i se fi ridicat bluzița și să stea cu spatele gol. Ok, acestea fiind spuse, vă mai arăt încă o dată toate produsele pe care le-am cumpărat. Da? Sunt multe, sunt frumoase, sunt de calitate și au fost foarte ieftine. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, o să mai fac și puteți să mi-arătați acest lucru doar prin apăsând butonul de like. Și, bineînțeles, abonați-vă! O zi bună și ne mai auzim! La revedere!